Bună seara, bine ați venit la Rural, emisiunea care vorbește și analizează temele importante din agricultură și din industria alimentară. Astăzi vom vorbi despre crescătorii de vaci, vedem care sunt problemele lor la nivel național, dar și la nivel european. Invitații acestei ediții sunt domnul Nicușor Șerban, fermier și crescător de vaci de lapte, așa ne-a spus domnia sa să-l prezentăm. Bună seara, domnule Nicușor Șerban, vă mulțumim pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Alături de noi se află și colega noastră, Mihaela Gherghișan, corespondentă RFI la Bruxelles, ca de obicei, și îi mulțumesc și Mihaelei pentru prezență. Bună seara, Mihaela! Bună seara. Așadar, domnule Nicușor Șerban, dacă ar fi să plecăm din nou de la marile cifre ale industriei și agriculturii românești, am vedea că, din păcate, o bună parte din producția de, hai să spunem, de lapte provine, din câte vedem, sau o parte din producția de lapte provine din importuri. Și sigur că întrebarea este în ce măsură fermierii români pot să asigure acum cererea de pe piața internă, dar și în ce măsură au probleme care s-ar putea rezolva în următorii ani sau în următoarea perioadă. Mă rog. Domnul Rudischi, lucrurile sunt clare. În balanța comercială, așa cum a spus dumneavoastră, România importă lapte și nu numai lapte, și foarte multe produse din lapte. În condițiile în care România are o suprafață agricolă rezonabilă, o suprafață agricolă propice pentru cultura furajelor pentru vaca de lapte, acesta pare un lucru care nu e în regulă ca România să importe lapte. Și eu trebuie să recunosc ca fermier din România că așa este. Nu e în regulă ca România să importe lapte, materie primă sau produse din lapte. Din păcate, România are astăzi peste 1 milion de vaci de lapte în țară și cu toate astea, producția medie, productivitatea este mică, astfel încât consumul de lapte și producția de lapte necesar pentru populația României nu este acoperit de acest milion și ceva de vaci. Avem o Cauza explicație principală, aici. Vă rog, vreau să continuați. Exact pe. cauza principală din punctul meu de vedere a acestei situații este una strict de eficiență, de productivitate. În 30 de ani de la evenimentele din decembrie 89, nu a existat și nici astăzi nu există o strategie foarte clară în care ce trebuie să facem în România, cu ce număr de animale de vaci de lapte, putem să asigurăm cantitatea de lapte necesară pentru piața internă. Și eu vă spun cu toată responsabilitatea, România poate să producă lapte să vândă în afara granițelor României. Dar, repet, avem o problemă de productivitate și avem o problemă de productivitate care, din punctul meu de vedere, provine din modul cum a fost gândită strategia dezvoltării vacii de lapte în România în ultimii 30 de ani. Bun, e bine că am ajuns în acest punct, dar haideți să mergem și mai departe, domnule Șerban. Problema de productivitate și lipsa acelei strategii înseamnă, de fapt, că, nu știu, sunt prea multe ferme cu vaci prea puține. Poate fermele mai mijlocii nu au productivitate pentru că nu au utilajele și nu au eficiența necesară. Nu știu, vă întreb. Lucrurile sunt clare. În România, producția de lapte este împărțită, dacă vreți, în trei categorii de ferme. Sunt ferme mari, sunt ferme super productive, cu producție medie de lapte de peste 10.000 de litri pe lactație standard, ferme care sunt, din punct de vedere al productivității, la egalitate și peste multe ferme din Europa. Avem Câte fermele capete de animale are o fermă mare, să spunem, ca să fie. Între 500 și peste 1.000 de capete. Între Bun. 500 și peste 1.000 de capete. Ferme care s-au capitalizat, ferme care s-au dotat, ferme care banii care au venit i-au investit în echipamente tehnice, în genetică, în management, în nutriție și care am ajuns după niște ani de muncă să putem să stăm la masă cu fermieri din Europa fără niciun fel de probleme. Bun, Avem aceasta e prima fermele categorie. Da, avem fermele, să zic așa, mici și mijlocii, care înseamnă 50 de capete, undeva până în 200-300 de capete, ferme în care o parte sunt ferme cu productivitate bună,
bună și foarte bună, ferme care la fel sunt pe drumul de capitalizare și sunt pe drumul de creștere al efectivului spre un efectiv optim din punct de vedere al organizării economice și tehnice a unei ferme de vaci. Și avem categoria de ferme mici și de ferme de subzistență, la care, din păcate, nici nu știm foarte clar ce lapte se produce și cât lapte se produce și ce se întâmplă cu el. Și în această zonă, unde sunt peste 700.000 de animale, productivitatea și randamentele sunt extrem, extrem de scăzute. În România astăzi, vaci care produc lapte pentru comercial, pentru procesare, nu sunt mai mult de 300.000. Am înțeles. Dacă mă uit la cifre, spuneați că în gospodăriile populației sau în fermele de subzistență, cum le-ați numit, sunt 700.000 de animale, restul de 300.000 sunt probabil în fermele mari și în fermele mijlocii și o bună parte dintre acestea 300.000 de fapt oferă lapte pentru procesare. Ele sunt legate în primul rând sau foarte rapid de producție. Restul ne gândim dacă și de piață. Nu știm celelalte dacă sunt legate de piață sau în ce fel sunt legate de piață. Așa este. Ăsta este adevărul și trebuie să-l recunoaștem ca atare. Da, imediat ajungem și la tipul acesta de strategie, dar am să o rog pe Mihaela Gherghișan să aibă o primă intervenție de la Bruxelles și sigur că din analiza pe care a făcut-o domnul Nicușor Șerban reiese o chestiune extrem de, hai să spunem, complicată în felul ei și anume cât accent se poate pune acum pe fermele mari, cât accent se mai poate pune pe fermele mici. Iată, Europa inițial a mers pe susținerea fermelor mari, acum noua politică agricolă comună pare că vrea să susțină fermele de familie. Și atunci, Mihaela Gherghișan, unde ne aflăm și sigur că o să revenim și la domnul Șerban să aflăm și punctul domniei sale de vedere. Sunt mai multe aspecte aici, de fapt, de remarcat. De fapt, Uniunea Europeană susține fermele de subzistență încă de la reforma din 2014. Și, spre deosebire de fermierii tineri, dacă ți amintești, schema micilor fermieri era existentă în reforma Cioloș de manieră obligatorie. Și deci ea continuă, va continua să existe după 2023. Nu asta e neapărat problema. Problema este cea pe care a punctat-o invitatul nostru, anume legarea de piață a majorității fermelor care produc lapte. Asta e una și asta e o problemă internă. Și apoi vine problema externă a inundării pieței României cu lapte străin. Și acum, dacă ți-amintești, noi acest lucru am tras acest semnal de alarmă la început în 2008 și mai apoi în 2015. În 2008, când s-a stabilit dispariția cotelor de lapte europene și apoi în 2015, când ea a devenit efectivă. De atunci, prețul laptelui a scăzut vertiginos, chiar înainte de 2015, pentru că era în așteptarea momentului în care cotele dispăreau. A scăzut vertiginos. Criza laptelui este una dintre cele mai mari crize alimentare ale secolului, care a lăsat pe drumuri sute de mii de oameni, care a fost o decizie, probabil cea mai proastă decizie politică luată vreodată la Bruxelles, deși în jurul mesei atunci se aflau doi oameni foarte deștepți, i-am numit pe Michel Barnier și pe Dacian Cioloș. Dar presiunea politică a fost foarte mare ca aceste cote să dispară și a Organizației Mondiale a Comerțului, între altele. Ceea ce face că, deci, prețul a scăzut vertiginos, el nu a fost niciodată cu adevărat susținut mai apoi de Uniunea Europeană, care doar în 2011, când Cioloș era comisar, a introdus un observator european al laptelui și, practic, s-a lăsat ca piața să-l autogestioneze, să se reglementeze singură. Și încă de atunci țările din Est și mai ales România au atras atenția că piața lor va fi inundată de laptele german, austriac, francez și așa mai departe. Și polonez. Deci, și scuzați-mă, aș vrea să punctez cu mare cantitate de lapte din țara vecină, Ungaria. Iată, din Ungaria. Cu mari cantități de lapte. Da, care Ungaria, înainte de dispariția cotelor în 2015, dacă vă amintiți, cumpăra cote de lapte de la România prin piața neagră. Corect. Pe vremea când firmele franceze erau implantate în România și făceau lucrul ăsta, a fost și un proces destul de lung cu statul și așa mai departe. Când și-au dat seama că, practic, concernul ăla de la Lugoș cumpăra toate cotele de lapte românești și după aia le revindea, când nu putea să le facă el pe toate. Și Ungaria atunci s-a alimentat din România. Că asta știu sigur, au fost și Olaf, a fost
atunci avertizat. Deci, tu, deci s-au făcut multe lucruri care nu, cum să zic, atunci cine a tras semnale de alarmă și nu a fost auzit, acum poate să-și râdă de un, e un râs cam galben, pentru că cumva ne pare rău că am avut dreptate. Și această problemă, deci sunt două probleme aici, o problemă internă de productivitate a României și de nu atât de productivitate cât de rentabilitate și de organizare și al doilea de această problemă externă creată de Uniunea Europeană, din păcate, în 2008. Bun, mulțumesc pentru această primă intervenție. Deci tu aduci în discuție, Mihaela, oportunitatea cotelor de lapte, care sigur spui tu că au bulversat piața după dispariția lor. O să mă întorc la domnul Nicușor Șerban și pentru că o a doua sintagmă pe care ați folosit a fost aceea a lipsei strategiei. Strategia a fost românească sau a fost și cea europeană despre care iată vorbește și Mihaela Gherghișan, colega noastră, vis-a-vis de cotele de lapte, domnule Șerban? No, eu m-am referit și vreau să mă refer în continuare la o lipsă de strategie românească. Și apropo de discuția dinainte, că avem lapte, că în România vine foarte mult lapte din țara vecină, Ungaria, vreau să vă spun că în Ungaria, la o populație de 10 milioane de locuitori, au 200 de mii de vaci de lapte, da, care produc lapte pentru cele 10 milioane de locuitori și mai vin și cu lapte în țările vecine, respectiv România, Bulgaria. Noi avem 1 milion de vaci de lapte și nu reușim să asigurăm laptele pentru asta. Și când mă refer la strategie, spun următorul lucru. România ar putea să-și asigure laptele materie primă și consumul intern de lapte cu 400 de mii de vaci de lapte cu productivitate bună, iar restul resurselor să se ducă către vaca de carne. Avem condiții excepționale în România, în zona de deal, în zona submontană, cu pășuni naturale, unde putem să creștem vacă de carne, să asigurăm piața internă și să asigurăm carne de vacă în Europa. Perfect. Domnule Șerban, o secundă doar, două întrebări. Unu, dar ce se întâmplă? Acele 200 de mii de vite ale Ungariei sunt super vaci? Ce sunt ele de... Sunt, nu, sunt vaci la nivelul fermelor productive de care am vorbit în România. Bun, deci sunt organizarea este... Vreau să vă spun că Ungaria este țara în care media exploatației de vacă de lapte este cea mai mare din lume. Media este de peste, de aproape 400 de vaci, 395-96 de vaci pe exploatație. Am înțeles. Bun. Și încă ceva. Dumneavoastră creșteți și vită pentru carne? Nu, nu, nu. Din punctul meu de vedere, în zona noastră de activitate, în zona Bărăganului, unde nu avem pășuni naturale, vaca de carne nu poate să fie rentabilă. Bun. Domnule Șerban, să punem punctul pe ei până la urmă. Opinia dumneavoastră este că ar trebui oprite subvențiile către micile gospodării sau către, eu știu, fermele mici și mijlocii? Sub nicio formă. Ce trebuie făcut? Sub nicio formă. Deci nu. Sub nicio formă. Care e soluția? Dar subvențiile, dacă se dau având ca baza lor productivitatea și nu efectiv a avea... În România de ani de zile se dă pe vaca de lapte, subvenția s-a dat efectiv dacă ai vacă în bătătură. Și a fost ani de zile în care subvenția a fost mai mare decât dacă vindeai vaca. Am înțeles. Deci aici avem în condițiile astea n-a fost nimeni încurajat și sau dacă vreți cointeresat să producă mai mult lapte, să facă performanță, să bage bani în genetică. Deci asta e un aspect. Situația e la fel acum. De lipsă de strategii. Al doilea aspect este de competiția dintre fermierii români producători de lapte și fermierii din țările vecine. Și iarăși mă raportez la Ungaria. Nivelul de subvenție pe vacă în Ungaria, adunând toate subvențiile, cu bunăstare animală, cu sprijin cuplat, cu ajutor, se duc undeva peste 600 de euro pe animal. În România, o fermă de talia media unei ferme din Ungaria, și ne referim la 400 de capete de animale, subvenția medie în ultimii ani a fost undeva 150-160 de euro. Pentru că ANT-ul, un tip de subvenție, ce s-a dat ANT-ul? Anul de referință 2013, ajutor național de tranziție. Da. Care a fost primit pe numărul de animale din 2013 și am ajuns în situația pe care după 7 ani, după 8 ani, abia anul ăsta am reușit să schimbăm oarecum lucrurile, încât fermieri care s-au dezvoltat și aveau atunci 200 de vaci, au făcut între timp 500, să primească subvenție pe 200, fermieri care aveau atunci 200 de vaci,
care ulterior n-au mai avut niciuna sau au avut ceva, să primească subvenție pe 200 de vaci. Deci, practic, să facem o risipă și, culmea, banii erau de la bugetul național, nici măcar nu erau bani europeni. Stați un pic, domnul Șerban, că aici nu înțeleg, nu se făcea și un control să vedem... Nu, așa domnul Rudeschi, așa era legea. Așa ni s-a spus 7 ani de zile că Uniunea Europeană dorește să plătim pe data istorică, pe data de referință. În condițiile în care în România, comparativ cu fermele cu tradiție din Europa, fermele tradiție istorică, unde există o stabilitate destul de mare a numărului de vaci într-o fermă. În România, datorită faptului că suntem am fost într-o zonă de dezvoltare, au putut fermele să dezvolte. Alții au spus, domnule, nu mai vreau să mai crez vacă, mă ocup de porc sau mă ocup de altceva. Ei, vreau să vă spun că până în anul 2020, subvenția aceasta, ajutorul național la tranziție, a fost plătită celor care au avut animale în 2013. Și la fel la subvenția pe lapte, celor care au produs lapte în 2013. Deci dacă până în 2018 nu mai produceai niciun litru de lapte, primeai subvenție pe lapte reprodus în 2013. Mie mi se pare de la bugetul național. Mi se pare de-a dreptul strigător la cerd, să nu spun altfel. Asta e situația, de-aia v-am spus că e lipsă de strategie. A schimbat ceva în momentul acesta în care discutăm? Da, am văzut că sunt niște discuții la Ministerul Agriculturii. În acest an să găsim o formulă oarecum în care cei care nu mai au animale sau au mai puține, sau care, ca subvenția să se ducă efectiv pe numărul efectiv de animale care l-ai la 31 ianuarie 2021 în fermă și pe producția de lapte care ai făcut-o în anul 2020. Mulți, puțin, câți bani sunt, că nu sunt foarte mulți, dar măcar să se ducă acolo la cei care produc lapte, cei care lucrează în ferme și care fac treabă pentru produc lapte pentru piața românească. De fapt, e limpede, era o alocare greșită, cum spuneți, ca să nu zic mai mult de atât, ilicită, în sensul că cei care lucrau în ferme și care aveau ferme și produceau lapte primeau mai puțin bani, iar cei care nu produceau mai mult sau care produceau foarte puțin sau deloc, luau aceste subvenții în cont, în loc să fie ele să fie plătite către cei care lucrau, nu? Corect, asta s-a întâmplat. Da, dacă îmi permiteți numai un minut, m-ar interesa să înțeleg de pildă ce ar trebui făcut pentru ca acele multe ferme familiale de subsistență să fie mai bine legate de piață. Are cineva o strategie în viziune, în vedere? Din păcate, la ora asta nu are nimeni nicio viziune, dar din punctul meu de vedere, ca acele ferme să se dezvolte, trebuie sprijinite, dar sprijinite cu niște condiții, cu niște ținte. A primi bani pur și simplu pentru că ai animal în fermă, nu cred că va determina pe cineva să progreseze. Adică astăzi de la 10 vaci să aibă la anul 15, la anul de la 15 să aibă 25 și așa mai departe. O altă problemă pe care trebuie să o avem în vedere referitor la fermele mici este problema continuității. La vacă de lapte, activitatea este 365 de zile din 365, 24 din 24. Nu mai sunt foarte mulți oameni dispuși să intre în această activitate și mai ales nu mai sunt tineri. Ca atare trebuie să mergem către o zonă, ca să zic așa, industrializată, unde muncitorii, la fel ca și proprietarii, să poată avea zile libere pe săptămână, să poată avea concediu vara, iarna, adică să aibă și o viață socială pe care într-o fermă de 20-30 de vaci nu ai cum să o ai. Într-o fermă de 30 de vaci nu ai cum să angajezi muncitori, că nu ai resurse, că n-ai de unde, dar vaca trebuie mulsă de 2 ori pe zi minim, trebuie forajată de 2 ori pe zi minim. Mai vorbesc managementul dejecțiilor și așa mai departe. Vedeți că dacă ne uităm în istoricul fermelor de lapte din Europa, ne uităm în Franța, de exemplu, tendința este clară de micșorare a numărului de ferme și mărire a animalelor, numărului de animale în fermă. Tocmai pentru a putea organiza lucrurile încât să nu existe, să existe și posibilitatea ca fermierul și ca muncitorii care lucrează în fermă să aibă o viață socială normală. Bun, aici însă, domnule Șerban, și imediat am să merg la Bruxelles, la Mihaela Gherghișan, am doar un comentariu. E corect ceea ce spuneți dumneavoastră, noi susținem aceste idei, dar totdeauna ni se spune că vrem să dărâmăm fermele mici, că ele au nevoie și ele să existe și mai ales mă uit la ce se întâmplă, nu știu dacă sunt asemănătoare lucrurile, dar vă dau un exemplu, cât de complicat e să impună, spre exemplu, autoritățile, să fie crescuți numai 6 porci sau 5 porci într-o gospodărie. Adică
totuși să protejeze și gospodăria mică în domeniul porcilor. Și atunci mă gândesc ce ar însemna la, la vaci. Vom avea iarăși discuții că de ce omorâm fermele mici dacă aplicăm această... Nimeni nu dorește să omoare niciun fel de fermă mare, nimică. Da? Problema este acea fermă mică. Dacă lucrează, în primul rând, ca să pună produse pe piață, ca să ajungă în fața consumatorului, trebuie să existe o trasabilitate a producției, corect? Da. Nu cred că ne permitem să cumpărăm lapte sau brânză sau telemea de undeva fără să putem să verificăm filiera laptelui. Cum a fost făcută acea Cum a fost făcută, de la ce vacă a fost mulsă, vaca este sănătoasă, nu este sănătoasă, este tratată, nu este tratată, și așa mai departe. Da. Omul e sănătos, crescătorul e sănătos. Exact. Deci, nu, asta este un lucru esențial ca să pui pe piață produse, să știi trasabilitatea. Deci problema nu este de număr, de 10 vaci, de 5 vaci, de 30, de 10 porci, de 5 porci. Problema este unde ne oprim cu autoconsumul și acolo, ok, vrei să crești 5 porci sau vrei să crești 3 vaci, e problema ta, îl consum cu familia, îți asumi riscul de asta. Problema este atunci când vrei să pui pe piață. Atunci când, așa cum spunea doamna Mihaela, ca să legăm producătorul de piață. Când ajungi cu marfă pe piață, trebuie să respecti niște condiții pentru că e vorba de sănătatea celui care cumpără de la tine. Eu sunt de acord. Haideți să mergem din nou la Bruxelles. Te ascultăm, Mihaela Gherghișan. Am văzut că înainte de emisiune discutam și despre un caz interesant așa legat de niște producători de brânză, nu? Francezi erau, dacă nu mă înșel, sau belgieni, care vreau să-și vândă foarte repede brânza pentru că pandemia le creează mari probleme. Sunt călugări. Este o mănăstire, de fapt, din Franța, care crește vaci și care comercializează de mulți ani de zile brânză, ceea ce se întâmplă și în Belgia. Știi că aici, în vestul Europei, tradițional, călugării sunt și agricultori. Unii fac bere în Belgia, chiar foarte bună. Și nu, problema este noile reguli de izolare din Franța, care au fost anunțate zilele trecute de Emmanuel Macron, prin care oamenii sunt în anumite departamente franceze, nu se mai poate ieși din casă după ora 6, în fine, sunt reguli extrem de stricte și de circulație și de aprovizionare cu alimente și așa mai departe, ceea ce face că această mănăstire s-a pomenit de azi că nu mai poate, nu-și mai poate vinde brânză. Pentru că oamenii care veneau în mod normal la mănăstire să se plimbe și așa mai departe, cumpărau și produse. De acum, ajung mai puțin la mănăstire, da. Și acum nu o să mai ajungă deloc, mai ales că nu e voie să te mai plimbi între două departamente, nu mai mult de nu știu câți kilometri, nu știu exact să spun regulile franceze de ultim minut, dar deci nu mai poți să te plimbi mai mult de 100 de kilometri, cred, în jurul casei. Ori francezul de obicei își mai lua mașina, mai pleca în jur să se plimbe. Și călugării au de oferit cât o tonă de brânză, parcă spune. Da, erau mai mult de o tonă de brânză pe care încercau să o vândă repede zilele acestea prin internet. Bun, acesta este elementul de culoare și legat de ceea ce trăim astăzi. Dar ne întoarcem la ceea ce spunea domnul Șerban mai devreme, Mihaela Gherghișan. Vezi că Bruxelles are soluții. Ai vorbit de multe ori despre noua politică agricolă comună, despre comisarul polonez pentru agricultură, despre ideile care vor însoți această politică agricolă comună. Cum vezi lucrurile? Nu, Bruxelles nu are soluții pentru că nu le mai caută, așa cum știm, de vreo câteva luni bune, dacă nu chiar de mai bine de un an, Comisia Europeană a externalizat complet aceste probleme în statele membre, pe de o parte pentru că, mă rog, s-a cam plictisit să fie mereu țapul ispășitor al tuturor problemelor care există în Europa și pe de altă parte pentru că este această idee germană, nordică germană, de renaționalizarea politicii agricole comune și aceștia sunt primii pași. Deci, prin urmare, comisarul Wojciechowski este contemplativ, îi se spune, da, dă din cap, așa e. Dar, mă rog, comisarul Wojciechowski nu contează aici, pentru că el e un nume, nu e o structură. Deci, aici contează DG Agri, Direcția Generală Agricultură din Comisia Europeană, care nu, cum spuneam, deja, pentru că acolo lucrează oameni foarte diferiți, care vin din orizonturi extrem de diferite și care nu se înțeleg între ei când trebuie să pună pe hârtie o strategie. Una la mână și doi la mână, pentru că nu mai este, asta este filozofia de moment, este fiecare se descurcă singur, de unde și necesitatea ca fiecare stat membru de acum înainte să-și facă propriul program național strategic de agricultură. Tot ce îi se cere este să fie din ce în ce mai verde, mai biologic și să ceară din ce în ce mai puțin bani. Interesant. Ne-a adus într-o zonă tocmai bună, pentru că vreau să-l întreb pe domnul Nicușor Șerban dacă
În ceea ce s-a discutat, sunt sigur că ați fost la dezbateri pe tema aceasta a Planului Național Strategic. În noua strategie despre care vorbiți, sunt soluțiile pe care le vedeți pentru crescătorii de vaci din România sau menținem aceleași greșeli pe care le-ați spus ceva mai devreme? Domnul Dischi, referitor la strategii, din punctul de vedere, România are o mare problemă. Orice strategie care se face, mare, mică, la nivel de comună, la nivel de antreprenoriat, la nivel de țară, trebuie să bazeze pe niște date. Nu poți să faci, să iei decizii de management fără a avea informații și informații cât mai corecte și cât mai actuale. De acord. Din păcate, eu vă spun că astăzi România are o mare problemă în a-și stabili strategia neavând informații. Noi, la producția de lapte, dacă ne referim astăzi, noi nu știm astăzi cât lapte produce România. De ce nu știm? Pentru că în afară de cele 300.000 de vaci de lapte care produc și care cuantifică cantitatea, avem 600-700.000 de vaci care se mulg, nu știm cât lapte se mulge, nu știm ce se întâmplă cu el. Și atunci, cum să faci strategie? Și vă spun că același lucru la porc. Noi nu am luat în calcul că în fiecare gospodărie sunt la țară sunt, nu știu, 2, 3, 5 porci, deocamdată sunt și câte 50, câte 100, și care de multe ori în balanța oficială nu intră. De acord, dar nu putem să perpetuăm la nesfârșit această situație. Trebuie să găsim niște soluții. Aveți niște propuneri? V-am spus, din punctul nostru de vedere la vaca de lapte, România poate să facem o strategie cu 400.000 de vaci de lapte, să producem lapte pentru tot ce are nevoie România și să vindem și în afară, fără niciun fel de problemă. Avem tot ce ne trebuie în România. Avem curaje, avem climă corespunzătoare și, din fericire, avem și modele de fermă în România. Repet, modele de fermă care se bat cu orice fermă din Europa pe productivitate la vaca de lapte. Da, aici înseamnă că ieșim din zona agriculturii pure și a strategiei de organizare a pieței agricole. Intrăm în zona de comerț, în zona de contracte comerciale internaționale, intrăm în cu totul altă zonă, de fapt. Deci ieșim din Planul Național Strategic, ieșim... Da. De ieșim ce nu? E o temă întrebare corectă. Nu neapărat. Puteți să vindeți și în România, nu? Sau cum vindeți? Pentru că dumneavoastră, domnule Șerban, să spuneți, aveți și un brand de lapte, dacă zic bine, nu? Corect, Lăptăria cu Caimac. Lăptăria cu Caimac... Și aveți și o zonă de distribuție și atunci știți și partea aceasta. Distribuția noastră este în toată țara, în toate zonele din țară, zonele rurale, zonele urbane, mai puțin rurale. Avem piață, atât timp cât piața românească aduce lapte și produse de lapte din afară, este foarte clar că avem piață. Depinde de noi să avem productivitate, să avem calitate, încât să putem să ne batem cu ceea ce vine din afară. Eu nu discut de calitatea produselor care vin din afară. Nu am date să spun că sunt bune sau nu sunt bune. Dar eu spun că ne putem bate fără niciun fel de problemă. Problema care este astăzi? Este una de strategie. Ce dorim să facem în România cu vaca de lapte? Câte vrem să creștem? Este cum să ne punem în condiții de competiție corectă cu fermierii din țările vecine. Domnul Șerban, haideți să dăm lucrurile mai direct pe față. De fapt, e vorba că ar trebui dacă mai multe subvenții. România primește 150 de euro subvenție și unul în Ungaria 600. Am cum înțeles. Să faci competiție cu el? Deci la care subvenție vă referiți? Stați un pic ca să nu le încurcăm. La care vă referiți? La totalul subvenției pe vacă, doamna Mihaela. La ANT? Nu, dar cea națională sau cea europeană? Nu, sunt... Total, înglobate cumulate, toate subvențiile. Cele cumulate. Bun, pentru că aici trebuie, aici de asta v-am permis să vă întreb, pentru că aici trebuie clarificat. Ceea ce poate să facă România este să schimbe subvenția din ANT, din Ajutorul Național de Tranziție. Asta îi aparține și face ce vrea. Poate să facă două treburi România. Da? Deci poate să schimbe exact ce spuneți dumneavoastră. Să dea ANT-ul pe număr de vaci cu inventariere anuală, adică pe numărul de vaci pe care l-ai avut în anul anterior și este o treabă corectă. Da. Și poate să nu limiteze sprijinul cuplat, pentru că acum sprijinul cuplat este limitat la 250 de vaci, da? Ca să lase pe cei care vor să producă și care pot să facă productivitate și pot să pună lapte pe piață, să pună lapte pe piață. Adică, repet, să fim într-o competiție corectă și în România, între fermele din România, pentru că și aici avem diferențe. O fermă de...
500 de vaci, v-am spus, a primit subvenție medie 150-160 de euro. O fermă de 50 de vaci a primit subvenție 500 și ceva de euro. Dar dacă ne uităm puțin în ferme, noi vedem că tot fermele care au primit subvenții mai puține s-au dezvoltat. Deci, practic, ce denotă asta? Că strategia nu este cea corectă. Bun, doar să facem precizarea. Suntem la Rural, împreună cu invitații de astăzi, domnul Nicușor Șerban, fermier de vaci de lapte, și cu Mihaela Gherghișan, colega noastră de la corespondent RFI la Bruxelles. E în regulă. Cred că suntem într-o zonă în care am atins punctele importante și atunci mă îndrept din nou către Mihaela Gherghișan la Bruxelles și te rog, Mihaela, spune-ne cum vezi soluțiile pe care le propune domnul Șerban. Hai să propun direct un dialog așa. Exact. Asta încercam adineaur să lămuresc, pentru că ceea ce nu depinde de autoritățile române este subvenția europeană, care acum este una dintre cele mai mici din Europa pentru România. Cu precizarea că toți politicienii au spus că vor renegocia această... Dar n-au ce să renegocieze. Dar n-au reușit. Vrei să spun, am lăsat o bază... Pot să fac o intervenție aici? Vă rog, domnul Șerban. Mă întorc înapoi la ceea ce înseamnă informații și date, domnul Rudischi. Vă rog. Negocierea nivelului de subvenție s-a făcut pe baza unui istoric a producției. Da. Corect? Doamna Gherghișan. Da. Bun. Dacă noi, România, n-am reușit între timp să venim și să dovedim Unii Europene că mediile producțiilor la culturile cereale, mediile producțiilor la lapte, mediile producțiilor la alte produse au crescut, noi n-avem cum să cerem negocieri. Ba da, s-au cerut. Nu, problema este că dacă ar fi atât de simplu, ar fi foarte bine. Toate datele se cunosc, toate datele au fost îndosariate aici. Problema este politică. Deci în momentul în care Germania și Austria și Suedia vin și spun ce vrei, mă? Ce bani? N-am niciun bani, du-te de aici. La revedere, ai plecat, n-ai ce să discuți. Și în momentul în care, la summitul de astă vară, Rudi, ți-amintești când am stat 5 nostrează, la 4 dimineața, în a 5-a noapte, când toată lumea era în genunchi de oboseală, Austria, Franța și alte 14 state și-au mai luat niște bani și-au mai pus niște bani deoparte, trăgând din subvenții pe politica, pe dezvoltarea rurală. Bun, n-ai aici, ce să discuți. Cine împarte, parte își face. Deci vorbim despre mari contribuitori care își fac parte, iartă-mă că te întrerup, Rudi, își fac parte de ani și ani de zile. Vorbim despre mari contribuitori al căror interes nu este ca țări ca România, Polonia deja e un elev foarte prost în sensul ăsta, Bulgaria și altele, să ia subvenții europene. Pentru că tot ce ia România nu li se întoarce lor înapoi în bugetul european, în bugetul național, pardon. Deci, și când vorbim despre agricultura organică și despre cele 30% în plus pe care Parlamentul acum ar vrea să le vadă în politica agricolă comună, legate de practicile organice și bio. E, dacă România a pus deoparte 300.000 de euro pentru acești fermieri foarte buni elevi, și nu îi folosește până în 2025, că nici nu are cum. Ei se întorc înapoi în buzunarul statelor care au pus banul pe masă. Deci, n-ai ce să negociezi. E adevărat că întotdeauna e loc de mai bine. Dar, vă spun sincer, pentru că sunt aici în post la Bruxelles de 30 de ani, îi cunosc pe negociatorii români care, din păcate sau din fericire pentru ei, tot de atunci sunt și ei. Oamenii ăștia sunt minunați, au făcut efectiv până acum miracole. Dar în momentul în care ți se închide, n-ai ce să mai negociezi. Singura ta consolare ca român este că lituanianul are și mai puțin bani. Aici sunt avocatul domnului Șerban, dar ce vină are domnul Șerban sau ce vină au fermierii români? Nicio vină, dar asta este împărțirea unui sac european plin cu bani, care, adică nu trebuie să ne amăgim. Această Uniune Europeană a fost și este în continuare un proiect minunat, unic în lume și extrem de important pentru noi toți. Dar are și el problemele lui. Și când se ajunge la bani, cel care împarte își face parte. Asta e un lucru clar. Și cum spune sormea, cine are îi se va mai da. Deci, ce poate să facă România, ca să mă întorc la acum 5 minute, în această problemă de subvenții? Nu poate modifica acum această subvenție europeană, dar poate jongla mult cu ajutorul național de tranziție. Și știu că a cerut la Bruxelles tot felul de... pentru că și acest ajutor național de tranziție trebuie aprobat la Bruxelles pentru a nu intra în disonanță cu alte ajutoare din alte state membre. E o problemă de concurență globală pe piață. Și știu că a cerut diferite flexibilități la un moment dat pentru ajutorul cuplat.
Deci bun. Și aici se mai pot face niște lucruri, dar marja de manevră nu e mare, să știți. Din păcate, asta e situația. Am înțeles punctul de vedere, Mihaela Gherghișan. Nu știu, sunteți mulțumit cu această viziune, domnule Șerban, și v-aș ruga să mergem către o zonă de concluzii, pentru că, iată, a trecut foarte repede timpul, nu mai avem decât 5 minute pentru a ne spune opiniile, atrage concluzii. Ce spunea doamna Mihaela, eu sunt unul și sunt mulți fermieri în România care înțelegem că România trebuie să fie o piață și nu un concurent. Dar, din păcate, Dumnezeu a înzestrat România cu câmpii, cu ape și cu tot ce trebuie, încât să putem să fim un producător agricol important. Dacă combine nu mai producem, dacă tractoare nu mai producem, avioane și altele, dacă nu o să mai putem să producem nici hrană, măcar pentru poporul român, o să avem o mare problemă. Uniunea Europeană este o construcție, așa cum și eu recunosc, cum spune doamna Mihaela, o construcție minunată, dar cu defectele care, din punctul meu de vedere, se pot corecta. Nu în totalitate, de acord, și nu după azi pe mâine, iarăși sunt de acord. Dar dacă nu ne propunem treaba asta, dacă în tratatul de aderare al României spune că în 2020 subvenția României să fie la nivelul mediei subvenției europene și nu este, înseamnă că avem o problemă. Aveți dreptate. Da. Avem o problemă. Da. Și asta, cum să zic, indignarea dumneavoastră și asta, Rudi, îmi dau seama că trebuie să închidem emisiunea, o fac mai mult ca pe concluzie, dacă vrei. Te rog. Aveți mare dreptate, indignarea e nu numai a dumneavoastră, e a multora și de câte ori am întrebat și eu, stai mă, dar s-a făcut de 2020, ce facem cu media aia de convergență, că așa se cheamă? Lasă, nu mai întreba și tu. Efectiv, nu s-a putut, deci la un moment dat, pentru că una s-a semnat în 2004, în 2005 la tratatul de aderare, una s-a negociat în 2004, dar cine știa că în 2009 vine criza financiară, criza economică din 2011, toate acestea sunt, dacă vreți, pretexte pentru ca banii să rămână unde erau. Și problema de hrănire a propriului popor, fără a face apel la hrană din exterior, nu este numai a României. Din păcate, este a întregului continent european, care în global observă că nu face decât să importe mâncare, ori are sute de mii de fermieri pe care, practic, îi lasă cumva să se autodistrugă. Mulțumesc, aceasta e concluzia ta, Mihaela Gherghișan. Vă mai rog 2 minute, Nicușor Șerban, să aveți și o concluzie a dumneavoastră. Suntem de acord cu aproape toate ideile pe care le-ați spus. Suntem de acord și cu așteptările dumneavoastră, dar înțelegem că ele ar trebui să se întâmple mai repede, nu, domnule Șerban? Da, din păcate, repet, cred că dacă sunt într-o totul de acord cu ce a spus doamna Mihaela, problema noastră este că trebuie să ne batem, trebuie să fim productivi, trebuie să avem randamente ridicate pentru a putea sta în piață lângă produsele care vin cu diverse surse în spate. Trebuie să avem în vedere ce se întâmplă cu produsele care vin pe tratatul Mercosur și care, din nefericire, nu se vor duce între țările care au susținut tratatul, ci să vor veni către noi, că nu carnea din Argentina să vă duce în Brazilia. Să știți, Argentina își va vinde Mercedes-urile în Brazilia și în Argentina, dar în Germania. Dar carnea din Argentina nu va veni în Germania, va veni în România. Ceea ce înseamnă o altă presiune pe piață și o altă presiune pe fermierii din România. Repet, România trebuie să spună, folosim aceste 9 milioane de hectare, 10 milioane de teren arabil pe care l-a lăsat Bunul Dumnezeu poporului pentru a produce hrană pentru noi și pentru alții, sau ne vedem de drum? Doar o ultimă întrebare, Nicușor Șerban. Aveți intenția de a investi și în vaci de carne, de a merge și spre o zonă de procesare, sau considerați că este un alt business cu alte probleme și atunci vă concentrați pe vacile de lapte? Este un alt business, dar probabil că în următorii ani vom merge, dar nu în zona care suntem, pentru că, repet ce spun, zona în care suntem nu este propice pentru vaca de carne, pentru că la vaca de carne, dacă îi car mâncarea la iesle și dacă îi scoți gunoiul de la spate, n-ai cum să fii eficient. Ne gândim să ne ducem spre o zonă, eu din fericire sunt într-o zonă de submontană unde sunt suficiente pășuni nefolosite pentru că populația a îmbătrânit, populația nu mai poate să ducă, acolo sunt zone unde ori dai cu coasa manual, ori duci animalul să pășuneze ca să valorifici
fâneața sau pășunea respectivă și ne gândim dacă în următorii ani nu e cazul să facem pasul către creșterea în acea zonă a vacilor de carne. Mulțumesc, ne oprim astăzi aici. Vom pregătim de fapt o dezbatere la RFI pe această temă a producției de carne în România. O să invităm acum în avantpremieră și pe domnul Nicușor Șerban să discutăm și pe această temă. Vă mulțumesc pentru prezența de astăzi. Nicușor Șerban, fermier de vaci de lapte, și Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles. Aici se încheie Rural. Eu sunt Constantin Rudnitschi și vă spun ca de obicei, rămâneți pe RFI. Toate cele bune!